În vremea aceea, cunoscând pe Iisus, oamenii din ținutul Genizaretului au trimis vorbă în toată împrejurimea aceea și au adus la dânsul pe toți bolnavii și rugau să-i lase numai să se atingă de poalele hainelor lui. Și când se atingeau, se vindecau de plin. Atunci au venit la dânsul cărturare și farisei din Ierusalim și au zis, pentru ce ucenicii tăi calcă datina bătrânilor, că nu-și spală mâinile când mănâncă pâine? Iar el răspunzând le-a zis, dar voi pentru ce călcați porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră? Căci Dumnezeu a poruncit zicând, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, iar cineva blestema pe tatăl sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Voi însă spuneți, cel ce va zice tatălui său sau mamei sale, cu ce te-aș fi putut ajuta, este închinat lui Dumnezeu, acela nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Deci voi ați desființat porunca lui Dumnezeu prin datina voastră. Fățarnicilor, bine a poruncit despre voi Isaia când a zis, poporul acesta se apropie de mine cu gura lui și mă cinstește cu buzele, dar inima lui stă departe de mine. În zadar mă cinstește învățând învățături și porunci omenești. Atunci, chemând la sine mulțimea, le-a zis, ascultați și înțelegeți, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. În numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Mântuitorul în mijlocul poporului, de dimineața și până seara, predica și învăța cuvântul Evangheliei și tămăduia pe cei bolnavi și zgonea demonii din oamenii îndrăciți. Nu aveau ochi duhovnicești să vadă, nu aveau urechi duhovnicești să audă, nu aveau o inimă deschisă, sensibilă, să simtă acești arhierei, cărturari și împreună farisei. Pentru că ei căutau în continuu nod în papură Mântuitorului și ucenicilor săi. Au văzut că ucenicii mănâncă din lanul de grâu, că mănâncă cu mâinile nespălate și au sărit la gâtul învățătorului. De ce ucenicii tăi mănâncă cu mâinile nespălate, încălcând datinile bătrânilor? Iar Mântuitorul Iisus Hristos le răspunde, dar voi de ce încălcați porunca lui Dumnezeu pentru datinile voastre? Voi de ce încălcați dogma pentru niște canoane omenești? Și de ce strâmbați dogmele pentru rânduielile voastre care sunt păcătoase și viclene? Dar, iubiți credincioși, le spune clar Domnul, nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din inima omului. Pentru că în inima omului, iubiți credincioși, se află sediul tuturor puterilor sufletești. Mintea își are ființa în inimă și are lucrarea sa exterioară în creier. Rațiunea umană nu este în creier, ci este în minte ca funcția minții și mintea își are rădăcina în inimă și a pus suportul, lucrarea în creier. A nu se confunda lucrurile, că atunci suntem materialiști, suntem atei anulând sufletul ca valoare. Îmi amintesc pilda, iubiți credincioși, în care, pildă, învățătura în care un sfânt a fost făcut mucenic, s-a tăiat capul, singur și-a luat capul și în mâinile sale l-a dus la icoană, în biserică, în fața lui Dumnezeu. Cum a putut să facă el lucrul acesta? Prin voință liberă, conștient, rațional, dacă capul său, creierul său era deslipit de trupul său și el era mort. Dovadă că rațiunea, iubiți credincioși, nu este în creier,
ci este în suflet și sufletul are ochiul său mintea. Trebuie să știm foarte bine aceste lucruri ca să înțelegem învățătura creștină, ortodoxă, adevărată și unde sunt derapajele și greșelile. Pentru ce voi respectați datinile bătrânilor voștri mai presus decât porunca lui Dumnezeu? Pentru că ați creat o lege falsă pe lângă legea primită de Moise de Dumnezeu. Pentru că ați creat rânduieli mincinoase pe lângă rânduieli lăsate de Dumnezeu. Pentru că ați creat pseudo-datini, pseudo-înțelegeri, pseudo-așezăminte pe lângă cele rânduite de Dumnezeu. Și acestea, după rațiunea voastră strâmbă greșită, care este supusă Duhului vostru, care la rândul său Duh este supus Satanei, voi ați creat o formă exterioară pe care o percepe creierul, dar nu o primește inima omului, pentru că omul nu avea pace. Dacă avea pace, îi urma pe arhierei, pe cărturari și farisei. Dacă au văzut că primesc pacea, bucuria, inima plină de iubire la cuvântul Mântuitorului, l-au urmat pe Cel care le-a dăruit harul și darul și pacea și lumina și căldura în inimă. Pseudo-rânduielile lor erau seci, erau mincinoase, erau pline de formalism și de tipificare și nu simțea nimic inima omului. De aceea Domnul le spune, nu mai umblați după cele exterioare care le mâncați voi, că nu vă spurcă. Căutați mai întâi la cele interioare, curățați mai întâi blidul pe interior și apoi veți vedea că lucrurile se curățesc de la interior la exterior. Adică curățați-vă întâi mintea, apoi curățați-vă inima, apoi se va curăța rațiunea, apoi se va curăța și simțurile și imaginația nu vă mai juca vouă tot soiul de feste după voia demonilor. Pentru că imaginația este puntea dracilor. Imaginația păcălește creierul. Imaginația îl face pe creier să perceapă, iubiți credincioși, visul, iluzia, manipularea, halucinația, hipnoza. Imaginația îl face pe om prin creierul său care percepe toate acestea ca realitate. Și nu mai trăiește omul, iubiți credincioși, la nivelul inimii în adevărata realitate, ci trăiește într-o iluzie pe care creierul o percepe ca realitate. Ce făceau iudeii din vremea aceea? Percepeau ca realitate iluzia, minciuna și falsitatea pe care le-o propusese și o implementase arhierei, cărturare și farisei, prin datinile bătrânilor și ei credeau că datinile sunt de la Dumnezeu, dar erau de la niște bătrâni mincinoși și farisei. Ei credeau că realitatea lor religioasă este lăsată de Dumnezeu, dar ei o percepeau curați cu creierul, ei nu o înțelegeau cu rațiunea și nu o simțeau cu inima pentru că nu era de la Dumnezeu. Deci iluzia, manipularea, hipnoza, minciuna sunt, iubiți credincioși, primite de creier după ce este păcălită rațiunea printr-o logică a păcatului și este susținută de imaginație și apoi simțurile atrase de plăcere în convoaie voință astfel încât omul să consimtă păcatul venit din afară de la demoni. De ce vă spunem lucrurile acestea? Pentru că și atunci era într-un fel și acum ca și atunci. Și punem întrebarea, pentru vremurile de acum, de ce respectați datinile unor bătrâni și încălcați porunca lui Dumnezeu? De ce încălcați porunca lui Dumnezeu pentru datinile voastre mincinoase primite din bătrâni care nu au fost văzători de Dumnezeu? Și putem să începem de la botez până la Sfânta Liturghie și toate rânduielile din biserică, punând aceeași întrebare. De ce încălcăm și încălcați datinile, încălcați porunca lui Dumnezeu pentru datinile voastre mincinoase? De ce oare la botezul copiilor astăzi se primesc nași, papistași, protestanți, atei sau masoni care n-au voie să fie nași la botez, încălcând porunca bisericii și al lui Dumnezeu,
pentru obiceiurile voastre pervertite. De ce oare atunci când se fac lepădările și exorcizările, de multe ori se sar peste ele, sare peste ele și se spune crezul odată în fugă, el trebuie să se spună de 3 ori înainte, se spunea de mult mai multe ori și exorcizările se făceau în fiecare zi, dar măcar de 3 ori în numele Sfintei Treimi să se zică crezul. De ce ați înlocuit datina, porunca lui Dumnezeu, cu datinile voastre bătrânești? Și dacă intrați în biserică, de ce nu faceți botezul de întreită afundare în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și faceți prin stropire precum papistașii, încălcând porunca lui Dumnezeu pentru datinile voastre? De ce, iubiți credincioși, se face trecerea la ortodoxie a papistașilor, a protestanților și așa mai departe, doar prin mirunge, recunoscându-se lor botezul valabil în numele Sfintei Treimi, încălcând învățătura lui Dumnezeu și a Bisericii? De ce acceptați cununii mixte între ortodox și orice altceva, protestant, neoprotestant, papistaș, recunoscându-le botezul și mirungerea și tainele și îi cununați într-un mod abuziv pe ortodoxii voștri, unul de altă credință, încălcând porunca lui Dumnezeu? Și la botez, ați văzut, și la mirungere, și la împărtășanie încălcați porunca. Pentru că împărtășiți copilul la botez și apoi lăsați așa. E ca și cum i-ai dat copilului să sugă doar la naștere și apoi timp de 7 ani nu mai alăptezi. Păi copilul acela moare, biscuitincioși, el trebuie să fie hrănit. 7 ani are voie să se împărtășească fără de spovedanie și fără de post, hrănindu-se cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. De ce încălcați voi porunca lui Dumnezeu pentru niște obișnuințe și datine omenești intrate prin secularizarea bisericii? Și la Sfântul Maslu. De ce oare face Sfântul Maslu și atâtea deslegări doar pentru Sfântul Maslu? Și nu încercați să le spuneți oamenilor că vindecarea este întâi în minte, în inimă, în suflet și apoi în trup. Să se vindece omul de neștiință, de necredință, de rea credință, de falsă credință, să se vindece omul de fariseism și de înțelesurile greșite despre lume și viață, despre relația lui cu Dumnezeu, vindecându-l prin predică și cateheză și apoi să vină prin spovedanie iertarea de păcate, și apoi deslegarea și Sfântul Maslu pentru întremare, dar toate acestea și botezul și cateheza și Sfântul Maslu au un singur scop, ca să se împărtășească credinciosul cu Sfintele și Preacuratul și toți taine. De ce faceți Maslu doar pentru Maslu? Deslegări doar pentru deslegări și nu pregătiți finalizând poporul pentru împărtășirea cu Hristos euharistic, în felul acesta încălcând porunca lui Dumnezeu pentru datinile voastre. De ce la cununie încălcați porunca spunând că acolo este paharul mântuirii, veți mânca, veți lua, când, iubiți credincioși, nu este un pahar al mântuirii, acel pahar binecuvântat și pișcotul acela sau ce mai luați voi, prăjituri sau miere, cum se mai face în altă parte. Nu este acela un pahar al mântuirii. Paharul mântuirii singurul este Sfântul Potir care îl are în el pe Hristos, Mântuitorul lumii. De ce încălcați voi datina, porunca lui Dumnezeu pentru datini omenești și se crede cel cununat că s-a împărtășit și el a luat acolo pe Hristos? Nu? A luat un simbol inventat de oameni, iubiți credincioși, o datină bătrânească care vrea să înlocuiască Sfântul Potir pentru că ar trebui cununia să fie unită cu liturghia sau dacă nu, măcar a doua zi să fie împărtășiți sau următoarea duminică să fie împărtășiți mirii sau înainte de cununie să aibă parte de împărtășanie. Vedeți la botez, la mirungere, la împărtășanie, la trecerea necredincioșilor la ortodoxie, toate sunt abateri de la legea și de la cuvântul și la porunca lui Dumnezeu și la hirotonie. De ce încălcați voi porunca lui Dumnezeu pentru datinile voastre omenești pline de simonie? Pentru că dacă are el păcate opritoare de la împărtășanie, cum
să-i dai tu cu acele păcate opritoare voie să se hirotonească? Cum de-i dai tu hârtie la mână ca duhovnic să se ducă la facultatea de teologie? Cum ați coborât atât de mult nivelul încât să fie primit oricine pentru hirotonie când el a avut păcate stigătoare la cer și soția lui o fi făcând avort și o fi la a doua femeie și o fi făcând sodomie și gomorie și voi ați deslegat și a spus că dacă termina facultatea a mai dat un ban, l-ați hirotonit. De ce încălcați voi porunca Domnului pentru rânduielile și datinile voastre bătrânești? Și oare la Paște, noapte de Paște? Porunca este și cel din ceasul al treilea, și cel din ceasul al nouălea, și cel din ceasul al 11-lea să vină să se împărtășească într-o bucuria Domnului. De ce voi înlocuiți pe Hristos euharistic în noapte de Paște și dați poporului o pâine cu vin binecuvântată și sfințită de voi în altar și să-i spuneți poporului minciuna că acela este Paștele? Nu este acela Paște. Paștele este Hristos euharistic, Sfânta Împărtășanie. Aceea e o pâine binecuvântată care este erezie dacă este luată drept Paști. De ce nu spuneți poporului adevărul și îl păcăliți de la botez până la cununie, de la mirungire și împărtășanie până la hirotonie, de la maslu până la Sfânta Împărtășanie? Îl mințiți pentru că ați adus în biserică datini bătrânești și drăcești. Și iarăși, de ce încălcați porunca Domnului care spune în fiecare liturghie, luați, mâncați toți, bezi dintr-o acesta toți, și voi înlocuiți porunca dumnezeiască cu niște datini bătrânești a unor duhovnici care au fost tare pe timpul comunismului pentru că au bătut palma cu sistemul și aceia au spus răbdare, 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 nu vă împărtășiți decât la 40 de zile fiecare, stați și nu vă apropiați pentru că vă îmbolnăviți și să fiți înfricoșați ca nu cumva să vă osândiți și v-au speriat. De ce voi țineți la poruncile unor bătrâni învechiți care n-au păstrat datina bisericii, ce au fost oamenii sistemului și apoi i-ați mai și sfințit și nu ați păstrat canoanele apostolice 8 și 9 care spun clar cine nu se împărtășește să iasă afară din biserică pentru că smintește? De ce ați înlocuit canoanele apostolilor cu datini popești, bătrânești și din Vechiul Testament înțelese greșit? Pentru că voi nu faceți altceva decât să împingeți în afară de biserică poporul, pentru că nu înțelegeți duhul rânduielilor și a poruncilor lui Dumnezeu care sunt iubire și adevăr. Și femeia în perioada ei lunară, voi o prohibiți, voi o alungați. Voi nu o lăsați să intre în biserică, dar se spurcă cumva biserica, mai ales acum că sunt atâtea mijloace de protecție. Înainte de asta se ținea deoparte, că nu era atâta igienă. De ce considerați necurată și spurcată? Și ce înseamnă necurat și spurcat? Înseamnă căzut din har. Oare femeia cade din har în mod involuntar, automat, câteva zile pe lună și apoi intră iarăși după fire? Nu după duh, după voință, iarăși în stare de har, nebuni și orice sunteți voi. Când spune foarte clar, dacă nu mă înșel, chiar Sfântul Grigore cel Mare, că după evlavia ei și are voie chiar să se împărtășească, pentru că ea nu se spurcă automat. Pentru că ceea ce este spurcat trebuie resfințit. Și atunci ce faceți voi? După fiecare perioadă lunară, oare voi îi refaceți mirungerea femeii, așa cum trebuie să reface sfințirea bisericii, dacă cumva o biserică a fost purcată prin vărsare de sânge și alte cele? Nu înțelegeți lucrurile și le încurcați, pentru că nu le știți în duh. De aceea vă îndemnăm să citiți canoanele tâlcuite de Sfântul Ierarh Mil Doroban, canoanele care au fost interpretate în duh și adevăr de omul văzător de Dumnezeu. Și iarăși vă întrebăm, de ce respectați poruncă comunistă, datini ateiste, ca voi să predicați doar strict la Evanghelie, așa moral și social, strict despre apostol un piculeț, ca să le aduceți o liniștire poporului și ați anulat apologetica creștină? Amvonul ortodox trebuie să fie cel care, plecând de la adevărul creștinesc,
să mustre, să certe, să îndrepteze, să taie ca o sabie a cuvântului cu două tăișuri tot ceea ce este incorect, mincinos, imoral pe fața pământului și în orice ideologie, filozofie și așa mai departe, dar voi ați înlocuit apologetica creștină mustrătoare cu o predică moralistă, o predică pietistă, cu un sentimentalism bolnav, încălcând statura verticală a predicii ortodoxe mărturisitoare cu o predică pe orizontală de încadrare, de aliniere pe timpul comunismului și acum pe timpul noi ordine mondială. De aceea voi percepeți cu creierul o realitate care vi se impune și sunteți într-o iluzie, pentru că doar vederea duhovnicească, mintea în inimă, cum au făcut apostolii la schimbarea la față, văzând lumina cea adevărată, doar coborând mintea în inimă în rugăciune continuă, putem să vedem în duh lucrurile. Deci în perioada lui Anticrist va fi poftă fără rațiune, mânie fără rațiune și rațiune fără de Dumnezeu, adică o pseudorațiune, și veți fi păcăliți la nivelul pseudorațiunii, veți fi păcăliți la nivelul imaginației, a himnozei prin televizor, unde dracul a pus în mâna lui și a prins pe cei care sunt elitele lumii acestea și elitele lumii acestea îi țin în mână pe cei care sunt niște reprezentanți locali la nivel de guverne și de țări și aceștia prin televiziuni, prin mass media și așa mai departe, ei hipnotizează poporul în fel și chip, fiind o subjugare și o ierarhie răcească, demonică, iubiți credincioși. Iarăși vă întrebăm, de ce încălcați porunca lui Dumnezeu pentru dați nevoastre bătrânești? Pentru că punem întrebarea, orice instituție este deschisă 7 zile, 5 zile, și hai să vezi că sâmbătă și duminică are liber. O să vezi supermarketurile că sunt deschise și sâmbătă și duminică. O să vedeți că poporul pentru trupesc se duce peste tot ca să-și ia de mâncare, de băutură, haine și să se mai veselească. Oare de ce ascultați voi de atei respectând datinile comuniștilor și acum? Există cumva vreo poruncă bisericească și dumnezeiască ca preotul în satul lui să nu săvârșească liturghie lunea? Există vreo poruncă dumnezeiască unde spune că marțea, joia, n-ai voie să faci sfânta liturghie? De ce oare poporul, în primul rând, și arhiereul, nu aduc în fiecare sat 2, 3, 4 preoți, să le fie ușor? Pentru că au popor de gestionat, de păstorit, au și ei familii și copii și trebuie să-și țină cele ale familiei și să facă fiecare preot 2 liturghii pe duminică, pe săptămână, una duminica și una în timpul săptămânii. Încă una și încă una, cu 3 preoți a rezolvat. Dar se pun problema banilor. Nu sunt bani, ba sunt bani, dar se bagă în ziduri, se bagă în catedrale, se bagă în case praznicale. Și dacă nu sunt bani de la centru eparhial, poporul să adune banul, să vină toți în biserică și preotul să aibă salariu mai mare decât oricare din satul acela. Pentru că are și el copii de ținut în facultate, are și el demnitatea lui de om, trebuie să se ducă și el în stânga și în dreapta, nu trebuie să fie un cerșetor, și preotul să aibă pentru el, pentru familia lui, să nu depindă de stat, bani cu 1 leu în plus față de orice om din satul acela. Să aibă de unde să facă și milostenie, să se ducă cu drag la liturghie, să nu-și mai numere leuțul de la lumânări, să aibă libertatea și demnitatea lui și să poată să mărturisească adevărul. De aceea, iubiți credincioși, am putea continua cu datinile pământești, omenești, bătrânești, care au înlocuit învățătura bisericii, a sinoadelor ecumenice, a sfinților părinți. De ce spun unii? Nu repeta rugăciunea lui Iisus care să te duci în înșelare. Te duci tu în înșelare, preotule sau monahule, pentru că ești mândru. Dar aceasta este poruncă care trebuie să o faci în fiecare secundă, să unești rugăciunea lui Iisus și numele Domnului cu respirația ta. Nu citi la psaltire, ca să ai ispite, ba citește la psaltire, pentru că tu ești rănit în fiecare zi de rănile și de săgețile demonului și doar psaltirea liniștește sufletul. Citiți cuvântul înainte a Sfântului Vasile cel Mare,
de la începutul Psaltirii, care aduce toată argumentația pentru citirea Psaltirii. De ce înfricoșați poporul? Nu te ruga cu rugăciunea lui Iisus, nu citi la Psaltire, nu te împărtăși în fiecare duminică, că o să-ți fie rău. Dar de ce nu spui clar, dacă vrei să fii cinstit, nu te mai du atâta la Dumnezeu, că Dumnezeu este rău, du-te la dracu, că o să-ți fie bine. Și atunci o să-ți placă, n-ai să ai ispite. De ce pervertiți lucrurile și le întoarceți pe dos? Băgând în mintea poporului datini rătăcite a unor bătrâni rătăciți împotriva adevărului de credință. Multe altele se pot spune, dar acum, iubiți credincioși, iarăși se infuzează niște învățături, mutându-se limita bisericii, cum că există doi plămâni. Nu există doi plămâni ai bisericii, Biserica Ortodoxă și Biserica Papistașă. Erezie. Spunând că sunt două biserici surori. Nu există două biserici surori. Aceasta este datină bătrânească, ecumenistă de 100 de ani, din patriarh în patriarh, din teolog în teolog, din rătăcit în rătăcit. Nu există așa ceva. Nu există har în celelalte confesiuni creștine și denominațiuni creștine decât în una, sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Acestea sunt deja datini, sunt deja rânduieli. S-a format o tradiție ecumenistă împotriva bisericii cele adevărate. De ce ați scos catedra de ascetică și mistică de la Facultatea de Teologie și ați băgat misiologie și ecumenism, băgând o tradiție ecumenistă în Facultatea de Teologie? Nu sunteți voi niște rătăciți și niște popi mincinoși și niște trădători ai bisericii? De aceea vă spunem în față tuturor, rămâneți în adevărul de credință. Rămâneți în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Rămâneți în singura lucrare adevărată de mântuire, în terapia Bisericii Ortodoxe. Stați în continuu într-o pocăință cinstită și sinceră, împărtășindu-vă cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine. Vedeți că vin zvonuri de urât, de rău, de necaz. Le observați, dar nu le puneți la suflet. Le vedeți, dar să nu vă spăimântați. Ați văzut urăciunea pustirii peste tot și la Jocurile Olimpice, acum iarăși începe urăciunea pustirii la Antold și la aceste spectacole unde demonul, magicianul, vrăjitorul, iluzia și toată urățenia este prezentată pe bangrei. De ce oare se duc copiii? De ce oare se duc creștinii și sunt magnetizați și atrași de această urăciune? Pentru că creierul lui recunoaște drept frumos, drept bine, drept plăcut, senzația cu care a fost furajat ani de zile de mic prin televizor, prin telefon, prin imagine, prin hipnoză. Ieșiți din hipnoza urâtului, a minciunii și a diavolului. Veniți și curățați-vă mințile citind un capitol din Noul Testament în fiecare zi. Citind trei psalmi în fiecare zi. Rugându-vă la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și la Domnul nostru Iisus Hristos în fiecare zi. Stați cu mintea în realitate, în universul creat de Dumnezeu și ieșiți din universul acesta iluzoriu, în universul acesta virtual, în starea aceea în care totul trebuie să fie dincolo de om, în transumanism. Ieșiți, iubiți credincioși, din metavers, pentru că acolo creierul percepe, repet, iluzia și visul de realitate. Reveniți în realitatea lui Dumnezeu. Stați în trezvie, nu în imaginație. Stați în rugăciune și nu în meditație, că meditația nu este bună. Stați într-o voință concretă, nu lepădați-vă voința într-o relaxare pe care vă propun aceștia. Țineți-vă în frâu simțurile. Nu intrați în consumerism și în plăcere și în confort, pentru că moartea vine prin ferestre. De aceea spunem cu toată tăria, de la cap se împute, adică de la partea de Duh se împut lucrurile în biserică. Dacă nu vom sta în tradiția și în învățătura Sfinților Părinți, vom sta într-o erezie crezând că este cea mai frumoasă perioadă a creștinismului, unde este noua toleranță într-o super biserică a Consiliului Mondial al Bisericilor. Biserica cea adevărată trebuie să fie mărturisitoare, luptătoare, curată, autentică și continuu văzătoare, având pe Hristos Euharistic la cârma bisericii. Vă îndemnăm să fiți în trezvie și în iubire, într-o rugăciune neîncetată, tăind
cu sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu, toate iluziile lumii acesteia și țintind către marele ideal al iubirii de Dumnezeu și al împărăției cerurilor. Amin.